Primăria satului Olișcan din raionul Șoldănești s-a învrednicit de locul întâi în cadrul concursului Cea mai verde, mai salubră și mai amenajată localitate. Locul 2 și 3 a fost oferit satelor Vadul Rașcov și Chipeșca. Comisia de evaluare a ținut cont de amenajarea fântânilor, izvoarelor, instituțiilor de învățământ, căminelor de cultură, cimitirelor și altor obiecte de menire socială. A fost constatată sporirea interesului cetățenilor de a-și face localitățile atractive. Amenajarea grădiniții, ideile sunt a educatorilor împreună cu părinții și foarte mult ne-a ajutat primăria. Doamna primar ne-a acordat sumă financiară unde am procurat topogane și scrânciuri pentru copii. Și foarte mult personalul grădiniței se implică în amenajare. Totodată, membrii comisiei au menționat că o problemă a satelor este lipsa gunoiștilor autorizate și amenajate. În doar câteva localități a fost organizată evacuarea deșeurilor sanitare, din care cauză oamenii le aruncă la întâmplare. Situația puțin s-a schimbat și după construcția în teritoriu a platformelor. Ca regulă, acestea sau sunt încuiate sau sunt abundate de gunoi. Tomberoanele nu sunt așezate în teritoriul satului, fiindcă gospodăria comunală nu își îndeplinește datoria cu colectarea gunoiului, fiindcă se vede prin raion unde de acum sunt amplasate că este un dezastru în toate platformele și acesta este motivul care până când n-am să dau acordul de amplasare a tomberoanelor. Prin decizia Consiliului Raional Șoldănești, cu mențiuni și premii Bănești, s-au ales și primăriile Cobâlea, Climăuții de Jos și Mihuleni. Dat fiind că nicio localitate nu dispune de un plan urbanistic actualizat, localitățile învingătoare nu vor putea participa la etapa națională a concursului.